revenim în 60 de secunde. Cine este ăsta? Ăsta e noastră? Îți amintezi așa o chestie, parcă nu te gândești niciodată că vine și ziua aia în care trebuie să faci. Știi? Semnezi, negociezi, aia, vorbești despre și dintr-o dată vine ziua aia. Ați văzut, nu? Așadar, se intre stăpânul fortului, Marius Manole! Bună ziua! Să trăiți, domnul Marius! Ce faceți? Alergăm, alergăm de dimineață. Da, da, că nu mai trebuie să păstrez secretul. Ce să zic? Multă lume m-a întrebat. Mama, nici mamei nu i-am spus. Nu pot să cred. Ei, mama. Păi și nu te-a recunoscut după voce, după mimică. M-a recunoscut. Nu ți-a zis, mamă, tu ești mamă, după ochii îmi dau seama că tu ești. Da, m-a recunoscut, m-a recunoscut. Dar oricum, în seara aia m-a întrebat, zice, dar tu ești sigur? Dar nu zice nicăieri numele tău? Adică nu te anunțești pe tine, mamă, exact, că lucrezi aici? Exact, exact. Așadar, moșul, oameni buni, stăpânul, bătrânul, înțeleptul din Fort Boyard este nimeni altul decât celebrul Marius Manole. S-a muncit mult de tot la machiajul ăsta. S-a muncit foarte mult. Mergeam cu 3 ore înainte la... La filmări? Da, da, da. Pentru ca să facem lucrul ăsta, ne trezeam cel mai dimineață, eu și cu domnișoara, da, care a făcut un machiaj extraordinar. Mă rog, așa, noi am făcut totul pe... Na, a fost foarte complicat să știi să găsim o schimbarea asta. O să arăți bine la 80 de ani. Nu știu dacă mai prind neapărat, dar dacă prind, voi arăta așa. Păi mai devreme l-am avut pe Badea Ștefan, 100 de ani. Am văzut, dar eu nu știu ce mănâncă, trebuie să ne dea, va da rețeta, va da, v-a zis... Am întrebat și eu, crede. Ce a zis? Toate alea. Omul a zis în felul următor, trăiesc în vârf de munte, aer curat, mâncare curată, fără stres. 100 de ani, ai văzut cum arăta? Trăiesc în vârf de București, plin cu stres, de viață. Deci practic se reduce la jumătate. Cât am 40 până la 50, mai dau 10. Acolo vedem practic... Auleu, asta e o secvență cu șarpele pe care eu n-am vrut să pun mâna și mi-e frică și tremuram și m-am frică de șerpi și ție, nu? Da, m-am făcut că nu mie, că vorba aia, na, trebuia să joc ceva. 3 ore dura machiajul pentru... Da, 3 ore dura machiajul. Ce a fost cel mai... A fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care am făcut. Acum eu am citit tot felul, știi, pe internet tot felul de oameni spun tot felul de lucruri. Eu sunt foarte atent la reacțiile negative. Unii mi-au zis că sunt lamentabil, foarte prost, că de ce, că stric emisiunea. Ok, eu sunt perfect de acord cu toate părerile, cred că împărtășim, știm ce înseamnă. Dar pe de altă parte, pentru mine a fost un challenge foarte mare, pentru că noi stăteam cu Andreea Godeanu, stăteam acolo în turn cam 8 ore pe zi. Deci 8 ore pe zi într-o cămăruță mică cu 2 cameramani, numai noi 4, uneori trecea Oana, cu Batista... Un fel de arestat la domiciliu, așa. Așa era, 8 ore, și trebuia să improvizăm 8 ore. Deci 8 ore eu vorbeam non-stop, tot ce-mi trecea prin cap, tot, absolut tot. 8 ore. N-am făcut în viața mea așa ceva, nici dacă aș vrea să mai fac vreodată, mi s-a părut, după o zi de filmare eram extenuat, nu mai spun că după ce scoteai masca aia, plasticul ăla de pe față, nu vrei să știi cum era... Dar era eliberator. Dar una peste alta, o super experiență. Unde era cel mai greu? Să-ți ascundă părul sau cum? Pentru nu știu, că văd acolo în... Habar n-am unde a fost cel mai greu. E o mască de latex? Da, da, e făcută într-un fel, lipită la... combinare-o asta, cu tot felul de... Na, am încercat. E un personaj. Mi-e foarte drag și mi-a fost foarte drag. Nu era complicat să-ți ascundă părul? Aveam alt păr pe deasupra, ăla alb. Nu, că-l prindeam cu ceva aici la spate, nici nu aveam...
cine știe ce de ascuns. N-ai mai fost niciodată machiat așa, să fii de nerecunoscut? Nu, niciodată, dar mi-ar plăcea foarte tare să fac un film în care să joc așa. Dar știi că tu ești un actor celebru, joci foarte multe roluri și niciunul nu te-a transformat, ca să spun așa. Da, nu, așa nu, așa nu. Mi-au spus că sunt, au zis că sunt Maya Morgenstern, că sunt, au luat-o, au întors-o, au sucit-o, mulți au dat seama după voce. Ai avut un prieten care să te sune să zică, băi, știu că tu ești 100%, nu mai poți păcăli. Toată lumea nu mă întreba, spunea, bă, mă întreabă mama, ești tu sau nu ești tu? Îmi dădea un mesaj și zic, nu știu, că nu știu, la ce vă uitați, zic. Vorba aia, nu cunosc, zic, nu, n-am întâlnit, zic, nu mă uit, că nu sunt genul. Da, dar foarte tare experiența, acolo în Fort, foarte tare experiența și cu toată nebunia aia. Eu până acum n-am putut să vorbesc, dar a fost chiar... Și acum, în sfârșit, poate să anunțe în gura mare. N-am pus nicio poză. Da, eu sunt stăpânul de la Fort Boyard. Gata, da, foarte eu am tare. Încercat să fiu. Poți să schimbi și poza de la profil de la Facebook acum. Da. Nu, chiar a fost greu. A fost greu și pentru Batista, pentru regizorul nostru, care, îți dai seama, stătea cu mine în căști și trebuia în continuu să găsim situații, să inventăm lucruri. Cât se telești de un schelet, de oaia. Am ajuns să spunem că prima mea soție era Elisabeta I, a ajuns numai carne și oase, uitați-vă la ea. Nu mai știam ce să... Deci am spus tot și din viață și de peste... Absolut, da. Un rol interesant. Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp de studiu. Poate că dacă aveam de 3 săptămâni să stăm împreună, să încercăm, să vedem, ar fi fost interesant. Așa, gândesc că vine Halloween-ul acum, păcat că nu mai e costumul ăsta. Puteai să te duci oricând la orice petrecere de Halloween. Cine zice că n-am costum? Și puteai să câștigi orice premiu. Cine zice că n-am costum? Cum? Deci oamenii cum s-ar telefon. Putea la petrecerea ușile, asta de Halloween pe la ușile și la ferestrele noastre cu stăpânul din Fort Boyard. Mă rog, deocamdată vă întâlniți duminica de la ora 20:30 la Pro TV. Dar niciodată să nu spui niciodată că s-ar putea să-ți bată stăpânul din Fort Boyard la ușă. La ușă, da. Oricum a fost foarte complicat și la tine când am fost aici, ți-mi minte că era să facem o gafă cât casa. După care dimineața cu Marius Tucă, în fiecare dimineață pe el știi că nu prea are stăpân și tot. Și acum când ai filmat la... Da... Da, oricum, te-a dat un pic de gol, prietena ta. M-a dat în sfârșit Lia Bugnar, care n-a mai ținut niciun secret și eu eram toți terminați când a apărut a doua zi. M-a sunat Cristina, ce ați făcut? Zic, bun, și asta a fost foarte tare. Și asta, și zic, de ce mă sun pe mine? Nu știu pe cine să sun. Cu altă, cu o altă idee, oameni buni, deci stăpânul din Fort Boyard are telefon mobil, chiar dacă are 100 de ani acolo. Domnule, e cu tehnologia la el, e are perfect. Are și el 100 și ceva de ani, de-aia a trecut în viață, ca să aibă și el un telefon mobil. Corect. Îți doresc multă baftă în continuare, Marius, te așteptăm cu mare drag. Și mult succes. Să fie. La teatru unde te vedem? Păi la teatru peste tot în țară. Uite, avem acum Cluj, Iași, peste tot mergem. Păi zilele la urmă, care să-i tot la noi, unde te văd imediat. Dar dacă aș ști, acum să spun pe tot, să uite pe pagina de Facebook, acolo s-a anunțat situația. Am să fiu în fiecare seară. Deci în fiecare seară. În fiecare seară. În seara asta unde? În seara asta n-am. În seara asta n-am. Mă rog, în fiecare seară, dar mai sare câte mai o seară. Sare adică o seară, asta da. E. Da. Oricum să ai multe e festivalul de teatru, e festivalul de teatru și în București sunt 1000 de evenimente interesante. Foarte frumos. Căutați-l pe Marius Manole pe Facebook, mergeți la teatru și duminica de la ora 20:30 urmăriți-l la Fort Boyard. El este stăpânul fortului. Mulțumim mult de tot. Cu mare drag. Mulțumim mult de tot, Marius Manole.